Bună ziua, bună ziua! Am revenit în direct, astăzi facem fursecuri și o să le facem și în două culori, și cu ciocolată, și cu ciocolată albă, și neagră, cu cocos, cu cireșe, alune, nuci, migdale, dulceață, magiun de prune. Am să mai repet odată ingredientele pentru aluat. Le avem aici în față. Deci 4 ouă, un praf de sare, coajă de lămâie, 220 de zahăr și 200 de unt. Și făină cât cuprinde o să punem. Și o să pun untul aici, în vasul nostru. Și am să adaug zahărul. Așa. Și o să amestecăm așa frumos untul nostru cu zahăr. Am să desfac mai întâi și ouăle. Așa. Și am să le pun așa pe toate aici. Așa. Și pentru moment am să dau ouăle deoparte. Așa, aici luăm cojile. Așa. Deci avem ouă, zahăr, se vede, nu? Și coaja de lămâie. Ia să curățăm puțin în coaja de lămâie și să punem. Puteți pune și vanilie și ce doriți. Așa, și am să dau deoparte la mine. Așa. Și acum am pus 220 de zahăr cu 200 de unt și coajă de lămâie. Am să pun și un praf de sare și amestecăm. Untul este la temperatura camerei și amestecăm așa bine. Puteți face și la un mixer dacă doriți. Așa. Și amestecăm așa bine untul cu zahărul. Și apoi adăugăm ouăle unul câte unul și la urmă făina. Și o să scoatem o parte din aluat și o să punem puțină cacao și o să facem și cu cacao. Aceasta o să facem fără praf de copt. Deci nu pun praf de copt în fursecuri. Așa. Și amestecăm bine untul cu zahărul, cu coaja de lămâie și cu praful de sare. Și acum începem să adăugăm câte un ou și amestecăm. Așa. Cum am spus, puteți face și la un mixer dacă doriți sau cu o palițică. Așa.
pentru mine este ca și o terapie să fac la mână, fac exerciții la degete. Așa. Și acum mai adăugăm încă un nou. Și l-am adăugat și pe al doilea. Așa. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit! Astăzi facem fursecuri cu nuci, cu alune, cu migdale, cu magiun de prune, cu Nutella, cu cireșe, ciocolată albă, ciocolată neagră. Bună ziua, Mariana, bine ai venit! Așa, am adăugat și al treilea ou. Și acum adăugăm, amestecăm și pe urmă îl punem și pe ultimul. Așa. O să dau deoparte. De zahărul încă se mai simte puțin la degețele. Așa, mai amestecăm puțin și apoi adăugăm făină. Și punem făină. Să punem mai întâi o parte. Și înainte de a pune toată făina care trebuie să intre la acest aluat, o să scoatem puțin și am să adaug puțină cacao. Și o să fac o parte din aluat și puțină cacao. Acolo am 10 grame de cacao. Așa. Aluatul, vedeți? Așa. Mai adaug puțină făină. Amestecăm așa bine. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi facem ceva dulce și mâine voi intra să facem coșulețe sărate. Să le umplem cu sărat, cu creme sărate. Așa. Mai adăugăm, vedeți că încă este moale, mai adaug puțină făină. Așa. Acum am să scot puțin și am să adaug într-o parte cacao. Scot cam 3 sferturi și un sfert am să pun cacao. Așa. Aici voi pune cacao. Mai întâi adăugăm
adăugăm restul de făină. Așa. Ia să mai aduc făinuță. Și acum punem restul de făină aici. Și aici vom adăuga cacao. O să o pun așa ca să se vadă. Așa. Mai întâi punem făina albă. Bună ziua, Vasi, bine ai venit și bine ați venit tuturor. Și mai punem făinuță. Așa. Aluatul nu trebuie să se lipească de degete, de mâini. Deci atunci știm că am adăugat destul de făină. O să mai pun puțină. Așa, am să dau așa de pe degete, de pe mână jos. Este aproape gata. Așa, încă se lipește. Și am să mai adaug puțină făină. Așa. Trebuie încă puțină, puțină. Așa. Vedeți că mâna s-a curățat. Este aproape gata. Ia uitați cum arată. Așa. O să mai pun puțină, puțină, puțină. Vedeți că făina o adăugăm așa treptat. Gospodina, gospodina! Bună ziua și bine ați venit tuturor la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Săptămâna aceasta facem prăjituri dulci și sărate. Să facem sărățele, coșulețe sărate și săptămâna viitoare o să gătim. O să facem un cozonac italian, am să fac Pandoro, rețeta mea pe care o am și pe YouTube și pe blog. Așa, și un tortuleț, că îmi trebuie pe data de 24, la ziua băiatului. Așa, bună ziua Mariana, bună ziua tuturor și bine ați venit. Aluatul este gata, ia uitați-l, vedeți? Așa, cam așa trebuie să arate, să nu se lipească de mâini. Și acum, vedeți că nu este nici mare, dar nici tare. Ia uitați-l. Așa, îl dau deoparte. Și acum amestecăm să facem cu cacao. Și tot la fel, am să adaug făină cât o să trebuiască. Mai întâi amestecăm cu cacao. Încet, încet, așa. Să amestecăm bine cacao cu aluatul. Și dacă e nevoie, adăugăm făină cât este necesar. Tot așa să obțin un aluat care nu se lipește de mâini, de degete. Așa, mai întâi incorporăm bine cacao. În aluat am adăugat doar coajă de lămâie. În momentul când o să facem pursecurile,
O să adăugăm în ca o parte am să fac cu șerbet sau cu, cum i-am mai spus noi săptămâna trecută, fondant de cofetărie. Să vă arăt cum se păstrează în borcan. Vedeți? Și acum punem făină. Așa. Și acest aluat este aproape gata. Ia să vedem. Amestecăm bine. Și acum lăsăm să se odihnească și ne pregătim umplăturile noastre pentru fursecuri. Ia uitați-l și acesta, vedeți? Încă puțină mai trebuie făină. Puțină. Așa, să luăm tot de pe vas. Și este gata. Ia uitați-l. Așa. Cam așa trebuie să arate. Și acum avem aluatul nostru alb și aluatul cu cacao. Le dăm puțin deoparte să se odihnească. Am să le pun aici în față. Avem aluatul nostru și o să luăm o bucățică de aluat de aici. Ia uitați cum arată. Vedeți? Și am să iau o bucată. Am să-l împart așa. Dacă e nevoie, ne ajutăm cu puțină făină. Și acum să facem fursecuri. Așa. Și putem întinde un sucitor. Eu mi-am pregătit și câteva forme aici. Ia uitați. Fel de fel de forme, de floricele. Așa, ia să vedem. Facem așa floricele și am să pun într-o tavă. Am să deschid și cuptorul. Așa. Și o să le pun în tavă. Le punem așa într-o tavă aici. Le așezăm. Și acestea o să le umplem. Acestea așa micuțe, floricele. O să facem două câte două. Așa. Și le punem așa aici. Putem face și în altă formă. Ia uitați. E să mai întind.
înțelegi? Așa, acestea am să le umplu și am să fac două câte două. Așa, apoi ia să vedem ce mai avem noi aici. Putem pune și în aceste forme micuțe, vedeți? Un pic de aluat și punem puțină umplutură. Să întind. Deci ori facem așa și punem peste, ori tăiem. Așa. Cred că e mai bine așa. Așa, ia uitați. Și aici putem pune puțină umplutură. Ia să pun un pic de umplutură. Unde este cel cu magiune? Aici. Vedeți? Și punem așa puțină umplutură. Și facem așa coșulețe. Vedeți? Și așezăm așa deasupra. Aici. Și o punem așa în tavă. Ia uitați. Le așezăm așa pe toate, una lângă cealaltă și le dăm la cuptor. La 180 de grade le dăm. Un instrument, așa ca să împing, să iasă bine. Așa. Și așezăm așa aici deasupra. Și putem și împinge așa aici. Uitați. Așa, acum să facem altă formă. Așa aici. Mai întinde. Cu puțină făinuță, așa. Puțină să nu se lipească. Așa. Facem așa circulețe, unul, să punem și așa, apoi am să pun puțină umplutură de alune, puțină făină de alune în compoziție, aici, în câteva. Să pun așa cu lingura.
să amestec așa bine. Și am să pun așa câte o alună în mijloc. Așa. Și acum ne putem juca cu modelul pe margine. Ia, uitați. Așa. Vedeți? Și punem aici, să mai facem una. Așa. Și punem o alună în mijloc, să caut una întreagă. Vedeți cu un con. Și ne ajutăm cu o furculiță. Facem încă una, după aceea facem altele. Așa, tot la fel. Punem o alună. Și apăsăm așa. Așa. Și acum am să dau aluatul cu alune deoparte și acum întindem. Am să pun puțină făinuță. Și să tăiem două cerculețe. Aveam aici. Asta mi se pare mare, 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 mare. Asta. Așa. Voi pune puțină umplutură din cea cu cu nucă și cu curmale. Și voi pune așa puțină aici. Așa. Aici am așa o formă. Ia să ne jucăm astăzi. Și să înțepăm așa. Așa, și punem în tavă. Ia să mai facem încă una. Pun puțină făină. Așa.
Vă jucați cu fantezia. Să vedeți ce bun iesă. Așa, ia să tăiem două. Una, două. Am această compoziție cu curmale și cu, facem așa rotundă și o punem peste. Aici. Uite, am acest triunghi și cu spine, cu țepușă. Așa. Și apăsăm pe. Facem un fel de scoică. Și închidem. Apăs puțin aici și strâng. Așa. Cele care sunt subțiri, subțiri, o să le scoatem înainte. Așa. Și acum. Ia să mai iau o bucată de aluat. Pun puțină făină și îl întindem. Câteva șuvițe. Și să punem pe aceste forme. Și o să răsucim așa încet. Și le punem în tavă. Nu le facem prea mari. Așa. Și apăsăm așa, să închide. Așa micute. Și le pun în tavă. Mai fac încă una, două. Vedeți? Așa. Începem de jos. Apăsăm așa aici, închidem și punem în tavă. Așa, o să mai tai încă una. Și mai răsucim încă o dată. Bună ziua, Olesia! Fac fursecuri. Fursecuri pentru sărbători. Aluatul este simplu, este fără praf de copt și le facem cu alune, cu migdale, cu nuci, așa, și punem și pe aceasta în tavă. Ia uitați, așa. Ia să facem una și cu cacao și să dăm prima tavă la cuptor, așa, vedeți? Așa. Am să strâng aluatul, pun aici peste și să luăm puțin din aluatul cu cacao și să facem. Tot așa luăm o bucățică. Și punem puțină făină și întindem. Să vedem. Și să umplem cu ciocolata albă.
Să vedem ce formă îi dăm. Ce formă, ce formă. Așa. Mă gândesc ce formă să-i dau. Ia să vedem așa, să facem. Am această formă, ia să vedem cum iese. Nu am dat-o prin făină. Ia să vedem unde am pus. Asta prin cu asta nu este bine. Mi-am pierdut, am găsit. Așa, și să împingem să scoatem. Ia să vedem. Așa. Și acum să punem puțină ciocolată albă, așa, în mijloc. Vreau să le vedeți când sunt gata. Ia să vedem. Să vedem cum se topește. Dacă nu am să topesc ciocolata și am să pun gata topită. Așa. Sau putem pune ciocolata. Așa. Am să dau prima tavă la cuptor. Vedeți, am pus în interior ciocolata. Așa. Și dau la cuptor. Ia să împing și aici, să vedeți. Vedeți aici în... Așa. Mă pup. Am să dau la sănătoasă. La revedere, ne vedem mai târziu. Pupici!